Cluburile, discotecile, sălile de jocuri mecanice, dar și drumurile publice au fost obiectivele în care au acționat polițiștii reșițeni în cadrul unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, menținerea ordinii și siguranței publice. În urma controalelor au fost aplicate amenzi în valoare de aproximativ 13.000 de lei și au fost constatate mai multe încălcări ale legii. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Reșița au desfășurat pe raza municipiului o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, menținerea ordinii și siguranței publice și verificării modului de respectare a regulilor de conviețuire socială și a normelor de circulație pe drumurile publice. Polițiștii au acționat atât în zona localurilor de alimentație publică, a cluburilor, a discotecilor, a sălilor de jocuri mecanice, cât și pe drumurile publice, pe arterele de intrare și ieșire din oraș. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproape 13.000 de lei, dintre care 12 pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, alte 12 pentru nerespectarea regulilor de circulație pe drumurile publice, alte 4 fiind aplicate în cadrul verificărilor efectuate la 9 agenți de securitate aflați în serviciu la obiective de pe raza municipiului. De asemenea, au fost constatate 2 infracțiuni la regimul circulației rutiere, iar ca măsuri complementare au fost reținute 3 permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare pentru inspecția tehnică periodică expirată în cazul a 2 autovehicule. Polițiștii desfășoară zilnic astfel de acțiuni preventiv-reactive pentru siguranța comunității, transmit reprezentanții oamenilor legii.